Bună ziua, dragi fermieri, dragi colaboratori! O nouă zi în mijlocul fermei. Suntem la Galșa, județul Arad, în cadrul fermei Plan Protect, gestionată de către familia Moțiu. O familie în care trecerea între generații se realizează într-un mod natural, astfel încât viitorul agriculturii, cum îmi place mie să spun, da, are viitor. Are viitor pentru că tânăra generație vine cu pasiune, vine cu inspirație, vine cu tot ce înseamnă background, experiență din spate, dar și cu ce înseamnă elementul de noutate, și anume agricultura digitală. Mai precis, platforma digitală pusă la dispoziția fermierului de către compania Bayer, și anume Climate Field View. Spun asta pentru că astăzi, la Galșa, recoltăm un lot demo, un lot demo care are la bază toți hibrizii din portofoliul companiei Bayer, toate grupele de maturitate. Avem de asemenea semănat în această platformă genetica nouă, cei 7 hibrizi noi pe care vom avea în comercial pentru sezonul următor, adică 2022, în cultură. Un lucru foarte important pentru mine este faptul că și această platformă, precum foarte multe sau precum toate platformele pe care le înființăm la nivel de fermă, sunt înființate în condiții de câmp. Vorbim de zona de vest, zonă neirigată. Din păcate, pentru că gestionarea acestei resurse, și anume apa, este din ce în ce mai provocatoare la nivelul zonei de vest. A făcut-o și anul ăsta. Sunt zone în care nivelul de producție este poate unul plafonat între 4-5 tone. Sunt zone în care, datorită unui mediu optim de precipitații, putem și ajungem la 8, 9, 10 tone, dar nu mai mult. Și vorbim de zone în care poate potențialul și anii buni ne duc la producții de 12, 14, 15 tone foarte ușor. Zona Galșa nu este o zonă care excelează din punct de vedere producții record. În schimb, este o zonă stabilă, este o zonă în care, dacă fermierul asigură o tehnologie adecvată, este foarte atent la tot ce înseamnă plan de protecție, este atent la ce înseamnă genetică amplasată pe mediul de cultură foarte bine gândit, poate să ducă la producții de 11, 12, 13 tone în anii optimi. Vedem anul acesta cum s-a comportat această genetică în zona Galșa. Fermierul spune că este aproape de un an optim din punct de vedere precipitații. Vom vedea exact care este natura specifică a acestui amplasament și, de fapt, dacă și cum a impactat evoluția geneticii la nivel de platformă. Ce este important de știut este faptul că în această platformă cultura pe mergătoare este cultura grâului. Fermierul este adept a unei tehnologii sustenabile, nu este adeptul monoculturii, un lucru foarte important. Asigură lucrarea de bază prin o arătură la 35 de centimetri. De asemenea, în primăvară o pregătire cu combinatorul, o aplicare între cele două combinatoare înainte de pregătirea patului germinativ a 250 de kilograme la hectar uree între cele două combinatoare, iar la momentul semănatului mai vine cu un triplu 16, undeva la 220 de kilograme la hectar. Putem spune un nivel de fertilizare optim, un nivel de fertilizare care, da, ne poate duce la recolte scontate de 12-13 tone la hectar într-un an optim din punct de vedere condiții meteorologice. Vă spuneam că toată această platformă este gândită sub egida agriculturii de precizie. După cum am și aici, toată această platformă a fost semănată deja cu ajutorul aplicației digitale Climate Field View. Fiecare culoare reprezintă un hibrid. Împreună ne vom duce și vom monitoriza, ne vom uita pe acel panou digital și, de asemenea, putem transmite inclusiv pe un telefon mobil, putem transmite pe o tabletă, oriunde la distanță, pe calea undelor, pe calea internetului, astfel încât să putem vedea ce se întâmplă în combină pe monitorul combinei. Lucruri care în trecut ne era greu să și visăm, astăzi se întâmplă. Toate sunt la un click distanță, trebuie doar să ne conectăm cu această tehnologie nouă și să facem parte din ea. Vă mulțumesc pentru curiozitate, pentru deschidere și sunt sigur că la final de zi vom trage niște concluzii foarte interesante la această locație. Mulțumesc! Numele meu este George Pandor, sunt reprezentant Bayer pe zona de Timiș și Arad și astăzi ne aflăm la poalele cetății Șiria, în localitatea Galșa din județul Arad. Suntem în ferma Plant Protect, unde noi am înființat un lot demonstrativ de porumb și astăzi vrem să-l recoltăm.
prin acest lot de porumb noi urmărim performanța și capacitatea hibrizilor de calb de a se preta în orice condiții de mediu. Vreau să vă spun din capul locului că tehnologia aplicată în acest lot demonstrativ este aceeași tehnologie pe care fermierul a aplicat-o în întreaga fermă. Nu am făcut nimic special, aceeași plan de fertilizare, aceeași erbicidare s-a făcut peste tot. Primul hibrid despre care o să vă vorbesc astăzi este hibridul 4611. El este un hibrid semi-timpuriu cu un RM de 96. Ce pot să vă zic despre acest hibrid? Este un hibrid nou, un hibrid care merge în toate mediile de producție. Este un hibrid care este ca o centură de siguranță pentru fermier. De ce zic asta? Acest hibrid se pretează foarte bine chiar și în zonele impactate de secetă și arșit. Este un hibrid care răspunde bine și la densități mai mici și la densități mari. Când vorbesc de densități, mă refer la densități începând de la 68.000 până la 85.000 de boabe. Acest hibrid are și un pachet agronomic foarte bun. Are o tulpină puternică, o rădăcină puternică, ceea ce îl ajută să treacă cu bine peste provocările care pot apărea în timpul de vegetație. În această locație, hibridul 4611 a reușit să aibă 18 rânduri pe știulete și un număr de 30-34 de boabe pe rând, ceea ce înseamnă că acest hibrid are un potențial mare de producție. Vom lua un știulete care arată așa. Vedem că este bine polenizat, chiar dacă el a trecut printr-un stres hidric în această locație. Următorul hibrid este 4416 și el este un hibrid nou lansat de compania noastră. Este un hibrid timpuriu cu un RM de 94. Dacă ar fi să mă gândesc la un cuvânt care l-ar defini foarte bine pe acest hibrid, îmi vine în minte fruntaș. De ce fruntaș? Pentru că acest hibrid se pretează a fi primul semănat în ferma dumneavoastră. Ca și caracteristici de bază, acest hibrid are următoarele. El merge semănat în orice mediu de producție, fie mediu scăzut, fie mediu mijlociu sau ridicat. El are o vigoare foarte bună la răsărire. Asta înseamnă că plantele de porumb 4416 se vor dezvolta foarte bine în primele stadii de vegetație. Densitățile la acest hibrid sunt de la 65.000 de boabe până la 85.000 de boabe la hectar. Uitați ce știulete frumos are acest hibrid, cât de bine este polenizat, ce calitate bună au boabele. Da, acest hibrid poate ajunge până la 18 rânduri pe știulete și de la 30 până la 34 de boabe pe rând. Este un hibrid cu un potențial ridicat de producție. Un alt hibrid nou lansat în portofoliul nostru este hibridul 4712. Este un hibrid semi-timpuriu cu un RM de 97. Acest hibrid a fost gândit să fie semănat în toate mediile de producție și în special în zonele și în locațiile unde nu se poate pune o densitate mare la semănat. Hibridul 4712 dă randamente bune și la densități de 65.000 de boabe la hectar și în densități de 70-71.000 de boabe la hectar. Ceea ce înseamnă că acest hibrid merge foarte bine în zonele unde nu ne permitem să folosim densități mari la semănat. În această locație, hibridul 4712 a reușit să adune 18 rânduri de boabe și 30-34 de boabe pe rând, ceea ce înseamnă că are un potențial ridicat de producție. Un alt hibrid nou lansat în acest an este hibridul 5016. Este un hibrid
semi-tardiv, cu un RM de 100 de zile. Este un hibrid care se pretează în toate mediile de producție. Îi plac condițiile intensive și când mă refer la condiții intensive am în minte densități mari, cantitate mare de îngrășăminte. Deci el răspunde foarte bine acolo unde fermierii își permit și pot să pună densități mari. El are o capacitate extraordinară de a-și atinge potențialul de producție chiar și în condiții de stres. În această locație, acest hibrid a reușit să adune undeva între 16 și 18 rânduri peștiulete și între 30 și 36 de boabe peștiulete. Ca și densități recomandate de noi la acest hibrid, mergem de la 68.000 de boabe până la 85-86.000 de boabe la hectar. Am ales un peștiulete la întâmplare. Vedem cât de bine arată, ce bine este polenizat, ce calitate bună au boabele. Un alt hibrid nou lansat în acest an de noi este hibridul 5812. El este un hibrid tardiv cu un RM de 108. Acest hibrid se pretează în zonele irigate și în zonele super intensive. El are o capacitate mare de producție, de aceea îi plac condițiile intensive. Deci noi îl recomandăm doar în zonele unde avem irigații sau nivelul de precipitații este unul foarte ridicat. Bineînțeles, densitățile sunt pe măsura lui. Noi recomandăm de la 80.000 de boabe până la 85.000 de boabe la acest hibrid. Ca și o caracteristică a lui, are un pachet agronomic foarte bun. Are tulpini puternice, are rădăcini puternice, ceea ce îi conferă o stabilitate și o capacitate mare de producție. Vedem ce peștiulete viguros, cu multe rânduri și multe boabe pe rând. Numele meu este Corina Răducan și sunt reprezentant tehnic-comercial al firmei Bayer. Și astăzi ne aflăm la colaboratorul nostru, Daniel Moțiu, în platforma de porumb de la Galșa. Mi-a revenit sarcina să vă povestesc câteva cuvinte despre partea de erbicidare din această platformă. Ținând cont că fermierul nostru este unul foarte tipicar, în sensul că respectă tot ceea ce înseamnă tehnologie, plecând de la rotația culturilor, plecând de la prelucrarea terenului, anul acesta, după cum se vede, nu a avut nevoie să folosească decât o singură trecere la erbicidat și anume am folosit erbicidul Adengo aplicat în perioada post-emergență timpurie, adică când cultura noastră a avut două frunze adevărate. Erbicidul Adengo, după cum bine știm, este un erbicid care nu are egal, nu are competitor în branșa lui, pentru că are două substanțe active alături de un safener de ultimă generație, care îi conferă acestuia să fie un erbicid coloidal, care îi conferă acestuia să aibă o perioadă largă de aplicare și să combată un spectru larg de buruieni, atât buruieni dicotiledonate anuale, cât și buruieni monocotiledonate anuale. Dacă primăvara se anunță una ploioasă, avem posibilitatea să facem aplicarea preemergentă. Dacă primăvara, după semănat, nu avem precipitații, atunci este bine să așteptăm, ținând cont că erbicidul nostru se poate aplica până la 3 frunze adevărate, unde putem să prindem inclusiv combaterea de samulastră de floarea soarelui și de sancțium. În această platformă avem un fermier care a putut să respecte tehnologia și rotația. Ținând cont că sunt ani și probleme care nu ne dau voie să respectăm aceste veriși tehnologice, portofoliul Bayer vine în sprijinul dumneavoastră cu soluții pentru buruienile problemă, cum ar fi sorha, unde noi avem erbicidul echip și, bineînțeles,
Pentru una dintre buruienile care nouă ne-au făcut destul de multe probleme în ultimii ani, Erinocloa villosa, avem varianta de Laudis care rezolvă aceste probleme la dumneavoastră în fermă. Bună dimineața, mă numesc Mățiu Daniel, sunt inginer agronom de profesie, administrez împreună cu tatăl meu societatea Plant Protect într-o suprafață de 750 de hectare în localitatea Șiria, lângă o cetate foarte frumoasă cu o vechime și o istorie de asemenea frumoasă. Ca și tânăr fermier sunt deschis către tehnologie, iar prin Climate Field de la firma Bayer am putut obține niște rezultate foarte bune în decursul a 3 ani aproximativ de când folosesc această aplicație. Unul dintre motive care am ales această aplicație este ușurința de folosință. Se instalează foarte ușor de către mine sau de către mecanizator, este foarte ușor de instalat. Iar al doilea lucru care îmi place la această aplicație, culegerea datelor din câmp, care mă ajută ulterior să iau niște decizii corecte și decizii care mă pot duce către o structură mai bună a culturilor și a tratamentelor care le aplic în câmp. Un astfel de exemplu ar fi la aplicarea tratamentelor, dacă doresc să aplic mai multe tratamente, pentru anul următor, cu siguranță o să știu pe care tratament am să merg, pentru că la recoltat, combina îmi generează producția pe fiecare tratament în parte, iar asta mă ajută la anul următor să aplic tratamentul cel mai bun. Totodată, cu recoltarea, combina îmi generează o hartă de producție pe care hartă pot să vin cu o fertilizare fazială sau chiar cu erbicidare pe miriște fazială. Este foarte ușor de folosit și aceasta duce la niște costuri mult mai scăzute de îngrășăminte, de erbicide și totodată de bani. Un alt lucru care îmi place la această aplicație este că pot să văd în timp real lucrările din câmp pe telefon. Doar trebuie să mă conectez la tabletă și pot să văd în timp real lucrările care le face tractorul sau combina în ziua respectivă. La orice oră pot să văd consumul, viteza de lucru a utilajului, cantitatea de sămânță sau îngrășământ aplicată pe hectar. Ceea ce mă ține conectat, chiar dacă nu sunt în câmp tot timpul, mă ține conectat cu utilajul ca și cum aș fi în câmp. Cum am spus la început, lucrez împreună cu tatăl meu, care, chiar dacă este o diferență de vârstă între noi, e deschis și el spre noua tehnologie, văzând-o din primul an, îi place și lui și datele care le putem culege din câmp îl entuziasmează și pe el. Anul acesta, împreună cu firma Bayer, am înființat o platformă de testare a hibrizilor Bayer, un număr de mai mulți hibrizi și suntem curioși ca în condițiile anului 2021, un an atipic, să vedem ce rezultate vom obține la acest hibriz. Suntem gata să dăm drumul la combină și să vedem rezultatele ce le vom obține. După cum puteți vedea, aici avem tableta pe care putem să vedem toate informațiile care le culegem din câmp. Se conectează foarte ușor la orice utilaj. Avem o antenă. Să punem priza tractorului și atât este tot de făcut. Dragi mei, suntem la finalul unei zile de recoltat, într-un sezon nu tocmai bienii culturii porumbului, într-un sezon, așa cum plăcea mie să spun cu alte ocazii, nu este sezonul în care să cuantificăm producțiile record. Cu toate astea, 2021 la Gașa este un an surpriză și spun asta din multe puncte de vedere. Unul dintre ele este faptul că nivelul producțiilor înregistrate în această platformă, la Gașa, județul Arad, este un nivel al producțiilor pe care l-am mai întâlnit în trecut, acum câțiva ani, nu? În anii buni, deci în anii cei mai buni. Nu putem spune neapărat de 2021 că este un an cel mai bun, în schimb este
2021 este anul în care, în mare parte din această platformă, am venit cu genetica nouă. O să vedeți în foarte multe zone, în lista noastră, apar cu roșu trecut hibrizii din genetica nouă. Ce înseamnă asta? Genetica nouă înseamnă noul concept de la Bayer, înseamnă next level, următorul pas vis-a-vis de genetica pe care Bayer a dus și la nivel de fermă, și anume partea conceptului Field Shield. Ce înseamnă asta? Înseamnă hibrizi cu o toleranță din start, din selecție, din proces de sămânță, cu o toleranță la factori abiotici și biotici, adică secetă, arșiță, vorbind de capacitatea de producție și un potențial ridicat, chiar și în mediul scăzut, nu e cazul celor de la Garșa, dar chiar și în mediul scăzut de productivitate, ei performează, pentru că au capacitatea de a-și calibra foarte bine elemente de productivitate. Lucru pe care l-am văzut și aici, în condiții nu neapărat excelente, genetica nouă răspunde și avem diferențe de producție, zic eu, și de 200, 300, 400 de kilograme, într-un an în care, vă spuneam încă o dată, nu excelează din punct de vedere favorabilitate. Am plăcerea și onoarea să l-am lângă mine pe Daniel Moțiu și tatăl lui. Suntem într-o fermă de familie. Și cel mai mult mă bucur faptul că lângă noi este un fermier care ține locul lui Fabian. Fabian este colegul nostru de la Climate Field View, dar atât de bine și-a făcut treaba aici, încât în această fermă, Climate Field View a devenit un tool de neînlocuit. Fermierul utilizează acest tool, această aplicație de agricultură de precizie digitală, astfel încât toate lucrurile care s-au făcut în această platformă și la nivelul culturilor comerciale în această fermă s-au făcut cu ajutorul acestei aplicații digitale Climate Field View. Am să-l rog cu ocazia asta pe Daniel să ne arate un pic. În spatele meu se află o hartă generată urmare recoltatului, combina a recoltat în timp real, ne-am putut să vedem și pe acest ecran LED, și pe telefoane, și pe tablete, pe orice dispozitiv, la orice distanță, cum a decurs activitatea de recoltat, care este nivelul de producție instant. Copiind, desigur, toate neuniformitățile trenului acolo unde este cazul. Am să-l rog pe Daniel să intrăm un pic într-o hartă de stare de vegetație, de sănătatea culturii, de anul acesta, luna octombrie, poate una mai recentă, corect, cea din 3-a, 10-a. Platforma noastră, da, a fost poziționată în această zonă. De ce am făcut lucrul acesta? Tocmai pentru ca să vă arătăm faptul că este una din solele foarte uniforme. Avem o uniformitate, aș putea spune, liniară. În zona asta avem hibrizii mai tardivi, nivelul de biomasă este unul mai mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că rezultatele pe care le-am obținut astăzi la Garșa sunt edificatoare și putem trage niște concluzii clare vis-a-vis de aportul pe care poate aduce genetica nouă din portofoliul Bayer. Și putem reveni la harta de producție, Daniel, te rog. Respectiv la harta cu hibrizii recoltați, la un raport de producții. După cum vedem, producția medie obținută la hectar, ce suprafață am avut aici recoltată? 10 hectare. Avem 10,8 hectare. O producție medie înregistrată pe toți hibrizii pe care avem în portofoliu. Vă spuneam că avem aici hibrizi din toate grupele de maturitate, timpurii, semi-timpurii, semi-tardiv, tardiv. Avem o producție medie de 11,8 tone la hectar. Esențial și important pentru mine este să ne uităm un pic pe grupa de timpurii, la hibrizii 4391. Cred că sunt mai jos încărcați, da? Îi avem aici un nivel de producție de 10,7 tone, o umiditate de 14,4. Partea de hibrizi timpurii cam toți sunt în zona de 10 peste 10 tone, un lucru foarte important. De asemenea, ne putem uita la 4416, care este un hibrid din genetica nouă, din acest nou concept Field Shield, 4416. Îl vedem aici. Suntem la 10,7 tone cu umiditate de 14,9. Deci, primul semnal că această genetică confirmă, îl avem în această platformă pe zona de hibrizi timpurii 300-340 FAO. Dacă ne ducem mai jos în zona de semi-timpurii, putem să vedem hibrizi cu vârf de producții
4611, introdus greșit, de fapt asta este 4611 ca și hibrid. Îl avem din genetica nouă, nivel de producție de 11,5 tone, 15,4 umiditate. Tot din această zonă avem 4712-le, cred că undeva mai jos, mai sus, 4712, ne ducem la 11,7 tone, 15,3 umiditate. De asemenea, tot din această zonă, dacă ne uităm foarte bine, la limită, semi-timpului, semi-tativ, 5092, un hibrid care a performat și în această locație, confirmă încă o dată, l-avem deja de 2 ani de zile în portofoliu, pe zona de vest este un hibrid care în această locație este, ajunge undeva la 12,2 tone la hectar, o umiditate de 16. Dacă ne ducem pe zona de semi-tardiv, și acolo putem să vedem un 50-16. Îl avem aici, 11,7 tone, 15,1 umiditate. Ne putem duce, iar să vedem vârfuri de producție la 5182, un hibrid deja arhi cunoscut, care ajunge la 12 tone, un 20,3 umiditate. Și în zona de tardiv, dacă să facem o analiză, o să ne ducem la 5810, 5812 l-avem aici, 12 tone, 20,3 umiditate, da? Și mai avem un 5810, primul de aici, 13,8, 21,2. Sunt hibrizi care vor intra de anul acesta în portofoliu, îi vom avea în comercial, deci în urmare 2022 este anul în care ne putem baza pe ei. Ce trebuie știut este faptul că 5810 este hibridul care 5810, da, este hibridul care va înlocui 5830, iar la hibridul 5812, când vorbim despre el, este hibridul care merge în irigații. La irigat este un hibrid super intensiv din zona de tardiv. Alt hibrid pe care am avut aici în platformă sunt 6092, 12,6 tone, hibrizi care de regulă îi recomandăm în zona de irigat. Cu toate astea, în neirigat, în condiții de câmp, în condiții de fermă, rezultatele pe care le-am obținut aici sunt mai mult decât verificatoare și chiar putem spune peste așteptări. Nu știu voi ce părere aveți despre rezultatele astea. Cum vi se par? La fel cum spunea și Daniel, pentru anul acesta mai atipic, pentru culturile de primăvară, rezultatele au fost peste măsura așteptărilor, chiar nu mă așteptam la astfel de producții. Producțiile acestea, de obicei, le obținem într-un an bun, cu un regim de precipitații normal, dar anul acesta se pare că au venit ploile la timp pentru lotul acesta și producțiile sunt pe măsură. Genetica este una foarte bună. Genetica nouă, de asemenea, vine cu plusuri, ceea ce confirmă conceptul Field Shield. Genetica nouă trebuie să fie cu plus valoare și adică cu o toleranță în plus față de factorii restrictivi, stres, seceta și țăr. Și se pare că lucrurile au funcționat. S-a văzut un plus la ei, lucrurile au funcționat. De ceilalți, câteva sute de kilograme. Desigur. La fiecare hibrid genetică nouă. Cum s-a părut partea de recoltat și partea de gestiune a recoltatului și de vizualizare și de raportare și de analiza datelor? Da, din prisma Climate Field. Vă dați seama dacă aveam pe partea aceasta Climate Field, trebuia la fiecare hibrid cântărit, separat în parte. Probabil e luat toată ziua așa, în 9 ore. Am terminat și am putut să vedem toți în timp real producțiile obținute, umiditatea și totodată și arta generată de combină care ne ajută ulterior la următoarele lucrări. Este foarte ușor de utilizat și merită. De cât timp folosești deja aplicația la nivel de fermă? Anul acesta 4 ani. Deci avem deja 4 ani de utilizare aplicației
în cadrul fermei, da. Și pe ce lucrări folosești aplicația? Pe toate lucrările care pot. Am văzut semănatul și... Am doar antene și atunci nu pot să part la toate lucrările, dar pe viitor probabil o să pun și pe celelalte utilaje ca să pot face toate lucrările, să le am ușor de vizualizate. Încărcate și să pot, da. Dar, în general, toate însămânțările le facem cu climate filter și unele tratamente și remotate. Deci ai intrat deja cu partea de aplicabilitate și în partea de aplicare tratament. Da, că da, poți să ai un control și o vizualizare a informației urmare totală. Da, ajută să diferențiezi anumite publicite, să știi exact cu ce faci să aplicare, da. Generare aplicare actă, și, urmărire de cucere din vegetație. Da, da, da. Și mai simplu la recoltat, ceea ce nu puteți face. Adică înainte aplicai tratamente și era greu să le diferențiezi. Acum să vezi plusul de valoare adus. Plusul de valoare adus. Acum se pune automat. La reportatul ăla. Foarte simplu. Mulțumim de acest feedback. Ne bucurăm să venim cu soluții utile. Cum mi se pare dumneavoastră, domnul Moțiu, toată această... Dacă facem o aplicație a dictonului pe cine are informația, are puterea. În cazul nostru, cine are informația în genetică, în tehnologie, în IT, și deși aplică, cred că fără aceste informații acum și fără aceste instruiri sau platforme de testare, nu poți să progresezi și nu poți să faci față în timpul nostru fără o tehnologie adecvată, fără o genetică adecvată și mai ales în perioada aceasta COVID-ului, când s-au întrerupt întâlnirile acestea cu firmele mari, cred că e o perioadă de pierdere, pentru că fiecare întâlnire îți îmbogățește cunoștințele și poți să ajungi la o tehnologie performantă. Cred că în viitor, fără genetică, fără tehnologie, nu poți să performezi și nu poți să fii pe plus. Așa e. Totul ține de decizie. Da, și având în vedere că anul acesta, până la maturare, cât de cât am avut condiții, dar maturarea a fost forțată, producțiile sunt foarte bune. Cred că dacă aveam condiții de primă apă și să nu fie avut temperaturi așa ridicate în perioada de maturare, producțiile erau bune, mai bune, și așa sunt foarte bune. Cred că viitorul la noi. Record de producție pe care l-ați întâlnit în zona dumneavoastră, ca fermă, în care lucrurile s-au liniat și decipitat. Da, când au fost într-un la nivelul respectiv de aici. 13 tone la hectar. Deci pe tonă a fost vârf, da, lanci, acum... Da, da. Și fără irigații, fără... Și pe o parcelă compactă. Da, pe o parcelă compactă, da. Deci nu, deși un an dificil, nu suntem departe de un an de vârf de producție. De fapt avem niște care au ajuns la nivel de 13 tone ușor în platforma pe care avem aici. Plusul genetic și... Și în ani optim nu ajungi tot timpul. Da. Mi-a plăcut, ați punctat foarte bine, să știți, de foarte multe ori în discuția cu fermierii, îi întreb, dom'le, dacă este cineva care poate să schimbe vremea. Că m-aș împrieteni cu el să-mi spună decretul. Nimeni nu mi-a dat un răspuns de genul ăsta. De ce e important? Pentru că dacă nu putem schimba vremea, putem schimba rezultatele la nivel de fermă prin deciziile pe care le luăm. Bayer, la ora actuală în România, vine cu soluție completă. Nu se mai vorbește de către o companie doar de un produs UX. Vorbim de o tehnologie, vorbim de a integra, începând la tratamentul seminței, de la pomul vorbind de acceleron, vorbind după de genetică, de genetica nouă, de acest nou concept, deja este pasul făcut deja spre viitor în condițiile de schimbări climatice și desigur partea de protecție. Am văzut și aici un Adengo, un herbicid care a funcționat foarte bine și desigur venim cu această platformă care le pune toate la comun și ne permite să analizăm și să luăm decizii pentru viitor. Deci viitorul, cu siguranță, e în mâinile noastre, depinde foarte mult de deciziile pe care le luăm și cum facem să spun agricultura de viitor. E un exemplu foarte clar și în această fermă. Țin să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost gazda companiei Bayer, gazda acestui eveniment, o recoltare publică, în câmp și să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți dispuși să împărtășiți și cu alți fermieri aceste rezultate. Pentru că da, faptul că împărtășim și discutăm ne poate ajuta. Totodată observăm la noastră, domnul Moțiu, peste 41 de ani de experiență, din ce spuneați,
Daniel vine cu această înclinație spre partea de agricultură digitală, deci cred că cheia succesului, dacă vorbim de ferma viitorului, este exact acest mix între experiența dobândită, acest entuziasm și deschide spre aplicabilitate pe către digital, pe către noua generație și, desigur, o companie, un partener solid precum Bayer, astfel încât să putem să găsim soluții cele mai potrivite pentru fiecare fermă în parte. Vă mulțumesc încă o dată pentru deschidere și disponibilitate.